după domnul profesor Maselu, este destul de greu să vii să mai afirm ceva în domeniul drepturilor omului. Am să fac totuși această tentativă, sau cum, dar pe un tot oarecum mai conciliant, pentru că dreptul are mai multe misiuni, printre care și aceea de a realiza o armonie socială. Nu întâmplător, titlul comunicării mele este acela care se referă la moralitatea din lege. Cu alte cuvinte, titlul este Substanța morală a legii, condiție sine qua non pentru respectarea acesteia. Sigur că, fără să mă înțeleg cu domnul profesor, am apelat și eu, reflectând la această temă a necesității ca legea, în primul rând, să aibă un caracter profund moral, la doi mari gânditori, întâmplător aceiași, Pitagora și Cicero, și poate nu întâmplător, ci pentru că totul pleacă și se întoarce în filozofia dreptului, care are în centrul atenției sale esența dreptului, de la acești doi mari înțelepți. Și aș vrea, în primul rând, să mă refer la ceea ce spunea atât de frumos Cicero. Binele public este suprema lege. Dincolo de această zicere, pare că n-ar mai trebui să existe nimic, sau pare că totul trebuie să se raporteze în ceea ce privește conținutul oricărei legi, în regăsirea acestui bine public. Sigur că e o temă controversată, legea și respectul față de lege în statul de drept, cel puțin din motivul evident că n-ar trebui să existe o asemenea dezbatere. Statul de drept ar trebui să stea, să se sprijine, să fie fundamentat doar pe ceea ce înseamnă o lege impecabilă, o dreptate care ar putea tinde spre absolut. Și atunci, a priori, o asemenea lege sau un asemenea noian de legi, temelia statului de drept, ar trebui să fie respectate. Putem merge mai departe să ne gândim ce se întâmplă dacă măcar o lege într-un stat de drept nu-și merită respectul. Pentru că, înainte de Cicero, Pitagora ne spunea, nu nouă, ci conducătorilor vremii, fă în așa fel tu, conducătorule, ca legile tale să fie apreciate, căci respectul le dă toată puterea. Sunt de părerea lui Pitagora, nici n-aș putea să fiu altfel, pentru că e validată în aproape 3 milenii de cultură, iată, a drepturilor omului în partea noastră de lume. Deci, e bine să fie foarte clar. Legile nu sunt a priori demne de respect. Nu sunt puternice prin ele însele, ci puterea lor le dă tocmai respectul pe care îl pot merita. Dar el trebuie meritat. Și atunci, pentru ca să fie meritat acest respect care, iată, dă valența puterii legii, pentru că o lege slabă, până la urmă, practic, nici ar putea să fie vorba despre o lege. Dacă nu există o putere în ea, puterea de a reglementa, puterea de a ordona, puterea aceea care, în dialogul legii cu libertatea, care la un moment dat acest dialog imaginar suna de maniera în care libertatea îi spunea legii, mă stingherești, iar legea îi răspundea libertății, te protejezi, trebuie să fie confirmat prin ceea ce înseamnă conținutul fiecărei legi. Sigur că tentația mea de a explicita ce este legea se regăsește în comunicarea științifică pusă la dispoziția celor care participăm la această reuniune. Pentru că legea poate să însemne foarte mult, dar în același timp are un relativism al ei. Un relativism care ține de ceea ce înseamnă izvoarele sale. De ceea ce înseamnă, în primul rând, izvoarele materiale ale sale. Și unde regăsim, la loc de frunte, conștiința noastră juridică a fiecăruia. Conștiința care înțelege, mai mult sau mai puțin uneori, să se reunească cu conștiința juridică a celorlalți și să devină o conștiință juridică socială. De acolo pleacă necesitatea transpunerii acesteia într-un text de lege. Legea nu este premergătoare acestei dorințe conștiente, raționale a omului de a-și ordona existența. Legea doar surprinde, imortalizează, fotografiază, dacă vreți, conștiința juridică socială pentru a-i face până la urmă demersul final de a o transpune în planul realității.
Or conștiința juridică așa, așa uită în privința ei că este în sine deja o valoare. O valoare importantă juridică, o valoare în ceea ce înseamnă ansamblul valorilor sociale, iar pentru că este o valoare în sine, sigur aici trebuie căutată rădăcina sănătoasă a legii, în sănătatea și în echilibru acestei conștiințe juridice. Numai că conștiința juridică socială, individuală, depinde cum se manifestă în dialogul la care ne raportăm într-un sens sau în altul, trebuie în același timp să se poată manifesta. Ea există. Iar dacă nu se poate manifesta sau se manifestă prin reprezentanți lipsiți de bună credință, își găsește neîmplinirea legii. Și atunci, sediul materiei respectului care acolo se află în această conștiință individuală, juridică sau socială, juridică, sigur că nu poate să se întâmple. Nu poate să existe respectul față de lege dacă textul legii vine în contradicție cu ceea ce reflectă în mentalul său fiecare dintre cetățenii cetății. N-am vrut să mă refer și n-am să mă refer la statul de drept în care noi trăim. Nu vreau să mă refer pentru că aș putea să fiu bănuită de subiectivism. Am să mă refer în general la acest concept al statului de drept. Dacă vreți, exista stat de drept și atunci când era condamnat la moarte Socrate. Era cel mai avansat din punct de vedere al legislației. Dacă ar fi să le parafrazăm cu multe secole după Socrate, pe Lavoisier, care spunea tot într-un stat care se pretindea a fi de drept, patria noastră nu mai are nevoie de intelectual, căci în numele legii a fost și condamnat la moarte. Tot așa, întorcându-ne la Socrate, Socrate ar fi putut să spună că patria sa nu mai are nevoie de înțelepți, tot în numele legii. Și de acolo cred că vine izvorul sau necesitatea sau, dacă vreți, o umbră asupra acelui dicton latin, dura lex sed lex, legea e lege, dar e dură. Cred că într-un relativism al acestei expresii, pentru că dacă am merge la modul absolut și atunci când s-a mers la modul absolut într-o aplicare a acestei maxime, au dispărut marile minți ale acestei omeniri. Deci o dovadă materială fizică, dacă vreți, că el nu trebuie aplicat oricum și oricând. Respectul față de lege din stat nu se poate impune. El se câștigă așa cum se câștigă și respectul față de fiecare dintre noi sau al nostru față de noi înșine. Trebuie de aceea să existe un temei moral, un conținut, o substanță morală a fiecărui act normativ, indiferent că este lege sau are o altă natură, el fiind însă act normativ, adică scris. Simpla adunare, simpla reuniune a unor obiceiuri într-un text scris, remarcau toți cei care s-au ocupat de doctrina dreptului, nu realizează automat întrunirea în acel text a tuturor calităților necesare pentru ca el să beneficieze de respectul membrilor comunității, membrilor cetății. De aceea, în primul rând, asupra unei legi trebuie pus diagnosticul din perspectiva conținutului său moral. Pentru că dacă, așa cum spuneam, s-ar fi putut bănui că Atena nu mai are nevoie de înțelepți în numele legii sau că Franța nu mai are nevoie de mari chimici sau de intelectual tot în numele legii, trăim și noi într-o epocă în care se pune din nou problema dacă societatea mai are nevoie de profesor universitar și tot în numele legii. Deci este o stranie coincidență și un lucru cât se poate de urât care trece peste milenii și din care nu se vor să învețe. Pitagora ne-a spus că problemele sunt rezolvate, că de fapt toate legile bune au fost descoperite, că n-ar reveni decât legiuitorului, cel care intră în această teorie a respectării legii, sarcina de a adapta funcție de ceea ce trecerea timpului cere înăuntru unui text de lege. Problemele rezolvate se pare că unora nu plac și există tentația ca pe bandă rulantă să se joace de a legii totul. Jocul acesta însă devine periculos și se plătește foarte scump.
cu ani și ani și zeci de ani de involuție dincolo de victimele spirituale sau fizice pe care asemenea orgoliile pot cauza. De aceea am insistat în prima, în a doua și în a treia parte, revenind cu obstinanță, dacă vreți, asupra diagnozei morale a textului de lege, înainte ca acesta să ceară, între ghilimele, respectul public. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnei rector! A reușit, cu siguranță, să trezească interesul tuturor. Am văzut pe fețele dumneavoastră cu cât interes și mai ales cât de interesant a fost această comunicare a domniei sale. Permiteți-mi să dau cuvântul acum domnului academician, profesor universitar dr. Alfonso Roldán Morey, președintele Academiei Diplomatice Europene. Thank you, His Excellency Professor Mathilu. I am very proud to be a member of this Institute of Human Rights. I know Professor Mathilu from 10 years ago, I think. He's a first class person, a very good people, first of all, and I think a lead academician with international projection. Thank you very much to the President, Rector, and all the participants of this conference. My speech will be very short. I think that it will be maybe political, no correct speech, but it's my message. Law is the basis of the European project. No one understands Europe without human rights. But human rights are now in danger in Europe. All Europeans have the right to free education, health care, and social benefits. The economic crisis is jeopardizing those rights. No one understands how in no time no country has money. All of them have large debts. Some are in a technical default. Our wealth has collapsed in a few years. Nobody understands why. Europe is the strongest project of history, but now is in danger. Europeans begin to fear for their homes, their jobs, their welfare. The economic crisis has caused fear to be everywhere. Why? Because suddenly, the banks don't have money. States don't have it either. All have a large deficit. The European Commission calls for cuts and the central banks